Am venit în direct, vedeți imagini de la Constanța. Mama lui Radu Mazăre este condusă pe ultimul drum. E vorba, desigur, despre un eveniment ieșit din comun, pentru că, așa cum ați aflat, decesul acestei femei a fost pus în strictă legătură cu decizia primită de unul dintre fiii săi, de Alexandru Mazăre, de la instanță. Acesta a primit o condamnare în urmă cu puțin timp, după ce și celălalt fiu al Gabrielei Mazăre, Radu Mazăre, a fost încarcerat. Practic, acum cei doi sunt în spatele gratilor. Au fost însă lăsați astăzi să iasă pentru a-și conduce mama pe ultimul drum. Nu sunt aici, de unde vedeți aceste imagini, la capelă, ci abia la biserică au primit acest drept, unde se îndreaptă acum cortegiul funerar. Însă mai multe detalii ne dă de la fața locului Bianca Chivu. Bianca, te rog. Antonia Ispas, te rog. Bun găsit! Iată, chiar în aceste momente, cortegiul cu trupul născutului Gabrielei Mazăre se îndreaptă către biserica din Mamaia Sat. Acolo, cei doi fii ai Gabrielei, care se află în spatele gratilor, au permis permisiunea să vină să-și conducă mama pe ultimul drum. Nu a ajuns escorta de la ANP în timp util aici, ca să asiste și la slujba de la capela mortuară, așa că ei vor veni abia la biserică. Vorbim despre un cortegiu impresionant, foarte multe persoane au venit să conducă pe Gabriela pe ultimul drum, au adus flori, au adus lumânări și până în timp de ceea ce spunea celălalt frate Mazăre, Mihai Mazăre, singurul rămas în libertate, că anume că mama sa era netată, era foarte bolnavă, iar faptul că Alexandru Mazăre, cel de-al doilea fiu al său, a primit 3 ani de închisare, pur și simplu a doborut-o, în aceeași zi a fost internată în spital, unde a murit câteva zile mai târziu. Sunt și polițiști aici, au venit să dirigeze circulația în cazul în care aceasta se va bloca, dat fiind numărul mare de oameni care participă la această procesiune. Da, urmărim ce se întâmplă acolo. La biserică îi vom vedea și pe cei doi frați, Radu și Alexandru Mazăre, care au primit aprobare să participe la înmormântarea mamei lor. În continuare, la telefon, domn Bogdan Chiriac. Domnule Chiriac, iată declarația lui Radu Mazăre făcută mai devreme. Nu mai avea nici resurse, obosise, vorbise desigur despre mama lor, suferise cu Radu în ultimii ani, suferința acesta și-a spus cuvântul și nu a mai făcut față, spune Radu Mazăre. În schimb, ați văzut și dumneavoastră în opinia publică, mulți oameni spun că cumva ar fi trebuit să aibă grijă să nu aibă doi fii cu probleme cu legea, care să fi făcut fără de legi, care să-i ducă în spatele gratilor. Cum vedeți dumneavoastră aceste comentarii? Tot felul de zice în fața unei nevinovăție. Mă bucur doar că onorabila justiție din România a permis celor doi să participe la înmormântarea mamei lor. Au fost nenumărate alte cazuri în care n-au acordat acest. Pentru cei acuzați de infracțiuni a regulilor albe, pentru criminal, pentru violator, se acordă permisiunea. Dar, mă rog, aici salutăm normalitatea. Fiilor li s-a permis să meargă la înmormântarea mamei, sigur, cu bază, cu protecție. În rest, ce spune lumea? Ora 14, în continuare, informații de ultimă oră și o transmisiune specială vedeți în aceste momente, doamnelor și domnilor. Pe de altă parte, sunt verificări chiar în biserica unde se va ține slujba de înmormântare a lui Radu Mazăre. Gardienii au verificat dacă există vreun loc pe unde frații Mazăre, lăsați să participe la aceste funeralii, ar putea să evadeze. Vă reamintim că cei doi vor fi însoțiți la mormântare și de 7 gardieni. La Constanța a ajuns și soția lui Radu Mazăre, iar slujba de înmormântare care va fi oficiată de înalt preasfințitul Teodosie. Mergem la colega noastră, Bianca Chivu, se află acolo, vine cu detalii chiar de la fața locului. Te ascultăm, Bianca. Bună ziua, bun găsit tuturor, o vedeți chiar acum în imagini pe soția lui Radu Mazăre, a venit special pentru înmormântarea mamei acestuia. Așteptăm dintr-un moment în altul să ajungă și duba în care au fost transportați Radu Mazăre și Alexandru Mazăre. În urmă cu puțin timp au venit aici o mașină de poliție și o mașină de la administrația penitenciarelor și au verificat. 4 persoane au intrat în biserică, în curtea bisericii, au verificat fiecare perimetru, fiecare
fiecare colțișor al bisericii pentru că au vrut să se asigure oamenii legii că nu există nicio posibilitate ca Radu sau Alexandru Mazăre să evadeze în timpul acestei înmormântări. Această înmormântare va fi oficiată chiar de înalt preasfințitul Teodosie, este așteptat și el aici în minutele următoare și desigur duba în care au fost transportați Radu și Alexandru Mazăre a plecat încă de dimineață din București de la ora 10, însă cel mai probabil vor veni aici cu duba doar în momentul în care va începe și slujba de înmormântare. Au primit ambii permisie pentru a participa la înmormântarea mamei lor, iar apoi, după câteva ore, se vor întoarce înapoi la București, la penitenciarul Jilava. Cel mai probabil nu a mai avut resursa organică să treacă și peste treaba asta. I-a intrat în spital exact în ziua în care unchiul meu a primit condamnarea. Zi-ne cu tatăl tău. Vorbești la telefon, te sună, nu știu, o dată pe săptămână, doar pe săptămână? Cum? Sigur vorbim și acum îl aștept să vină. Ai vorbit cu el acum? E pe drum? Da, sunt pe drum. Te-a sunat? E împreună cu unchiul tău? Da, sunt împreună și sunt pe drum. Eu vorbesc zilnic cu Radu, mă sună pe mine în fiecare zi. Care e starea lui de spirit? Starea lui este excelentă. N-a fost tot timpul așa, dar el deja are, intră în al patrulea an de detenție, s-a rutinat acolo, lucrează, a asimilat de mult ideea și situația în care este el, așteaptă să-și spășească pedeapsa. Și după aia vom vedea ce se întâmplă. Când va fi eligibil pentru eliberare condiționată? Din momentul ăsta, cam peste 2 ani de zile. Și ce muncește acolo? Muncește la gospodărie, am înțeles. Dă cu mătura, face curat.